până cu 3 săptămâni. Astăzi sunt 3 săptămâni. Copilul meu, care știți că este ginerile lui Birița. Și cumnatul lui Octavian și lui Nistoria și Zuidean, care e fata voastră de aceea din comună. Copilul meu a făcut dializă 9 ani de zile, să împlinesc acum decembrie. Și copilul meu a fost de multe ori încercat. I s-a spart fesulile, i s-a spart cateterele. Am fost mult, mult încercat de la Dumnezeu. Dar îi mulțumim că totuși am fost și biruitor. Glorie Domnului! Acum o lună jumate, două luni, tot am încercat să-i dăm rănic și eu am încercat, am stat internat, am făcut toate investigațiile și lumea ieșit doar diaret. Și a spus doctorița, nu mai ești bună de nimic. Du-te acasă. Norul meu la fel a vrut să-i dea rănic, n-a putut că face tensiune. Pentru că neamul meu de la Craiova ne nebunea într-una. Mă, ce faceți cu copilul ăla? Faceți catetere, faceți genulea, fisule să spargi, nu aveți frică că mare, nu. Pentru că e harul lui Dumnezeu. Amin. Și începeau să râdă. Și surorile, și frață, și neamul meu tot. Păi sunteți bogat, nu te duci să plătești. O, pe cine să plătești, măi omule, dacă n-am pe cine? Pe cine? Am umblat și în stânga și în dreapta să căutăm oameni. Am ținut un bețivan la mine în casă 3 luni de zile. Cu bani de țigări și de bere să spală rânichiul bine ca să-l dea copilului. Când m-am dus cu el la București, hopa, că nu e bun. N-a fost nimic asta. Astăvară, ce face copilul meu, duce dosarul la Cluj. El a uitat că după un an de zile dosarele ispire. Când ajunge, îi spune doctorița, bă, cu ce ai venit aici? Cu dosarul, doamnă. Păi tu nu știi că a trecut anul și a ispirat. Și ce trebuie să faci? Doi ani. Du-te să faci altul. Vei de la capăt cu toate. Când a venit copilul de acolo, prinde mânie, ca orice om, eu, ca orice mamă, o mamă, că Dumnezeu ne va ajuta într-o zi. Dumnezeu știu că nu ne lasă. Aleluia. Pentru că Dumnezeu, când spune cuvântul, să credem pe cuvântul lui Dumnezeu. A trecut câteva zile și ce îmi spune el? Mamă, știu că tu ai o doctoriță cunoscută aici în oraș. Dacă ai putea să mă duci acolo și tu să stai de vorbă cu ea, că te cunoaște. Păi zic că de țăgăni trece prin mâna femeile aia, crezi că mă cunoaște? Eu nu știu ea, dar nu mă cunoaște. Bine, hai cu mine acolo. Ne-am dus la doctorița aceea și spune, doamna doctoră, vreau să fac și un dosar ca să-l depun pentru transplant, pentru lista de așteptare. Vai, copilul meu, cu drag te-aș ajuta. Dar spune tu, mă, femeie, ce să-i fac? Dar eu de acolo cu o voce mai așa, mai... Ce vrei, mat? Cum vrei, mat? Dacă vrei să-l ajut, te ajută. Dacă nu, faci cum vrei. Ba da, am cu ce-l ajuta, că știu. I-am povestit eu că prin ea s-a descoperit rânichii copilului, că s-au mișorat. Prin ea a fost toată lucrarea. Ia ce spune? Măi, Mihai, eu te ajut. Dar dacă pot astăzi, eu te ajut cu 3 lucruri care tu nu poți să le iei așa repede. I-a făcut acea doctoriță toată investigația și ne trebuie de la tub. Știți ce înseamnă tubul? Ține, te amână, plătești. Eu iau fișele alea, doamna doctor, când acum? Acum să te duci? M-am uitat. Ne-am dus acolo la urgență, așteptăm, vine doctorița și ea. Ce spune fiul meu? Mai frate, vino să-mi aduci niște bani, că poate îmi cere ăștia la tomograful ăsta, îmi cere bani, că știu, din 6, 7 milioane, 1 milioane. Și vine copilul și ne aduce bani. Când intră copilul acolo înăuntru, așteaptă că îl programează, știi, 2-3 luni, 2-3 săptămâni.
L-a băgat imediat acea doctoriță. Când el să scoată banii, nu? Nu ne trebuie niciun ban. Aleluia. Duceți-vă. Domnul doctor, ce mai întrebă el? La dentist și la un din ăsta care caută la inimă. Atât. Și pui dosar. Fraților și surorilor mei dragi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În trei zile a fost dosarul făcut. Aleluia. Care putea să fie luni întregi. Dar Dumnezeu l-a făcut în trei zile. Ce mi-a spus copilul meu? Mama este îngăduit de Domnul. Ca eu să primesc transplant. Facă-se voia Domnului. Aleluia. Cât în cer și pe pământ. Dacă este voia Domnului, la El este toată puterea. Noi n-avem ce să facem. Glorie Lui. Lepetat său într-o vreme foarte scurtă și îl duce la Cruj și pune dosarul, duce tot. Și ce spune doctorița? Acum aștept. Bineînțeles, a trecut o lună, jumătate, două luni. Noi în timpul ăsta am fost la București pentru marfă, știți cum umbru eu. Și vinem sâmbătă seara acasă, la 7, ajungem acasă de la București. El a stat cu noi puțin, s-a dus acasă. Pe la 9, o sună doctorița de la Cluj. Mihai, să vii la Cluj. Până la ora 6 să fie aici. Slavă Domnului! Doamne, cum să le iau pe tata, că tata e ostenit, a venit de la București și să mai iau, că nu a fost nimeni, pe nimeni nu are curaj să le iau pe tata. Cum să fac eu să le iau pe tata? Îi dă telefon tasă-o și scoală la 9. Tată, vezi că la 12 să te scoli. Păi ce mă să mă scoală la 12? Ne-a chemat doctorița la Cluj. Aleluia! Păi pentru ce? Păi, mă întreb pentru ce? Nu știu. Știe Dumnezeu pentru ce. Da, știu că eu am avut gata. Minune a zis, asta e. A dormit tavi până la 11:30, eu cu grijă să-l scol, am sculat. Au plecat, a ajuns la 5:30 tavi. La 5. La 5 a ajuns acolo. Eu am rămas acasă pentru că era dimineața și era și cina. Zic, dacă pleci eu de acasă, ori cine rămâne în biserică, e mai mare Dumnezeu. Amin. Mai bine stau acasă și mă rog Domnului. Amin. Că știu că Domnul va lucra. Amin. Nu urmea să-și ia haine, să-și ia lucruri de ale ei sau stai. Fata, nu te pregăti, tu lasă să pregătească Domnul. Amin. Tu du-te așa cum ești. Mamă, dar nu mi-am luat haine. Nu mi-am... Lasă că-ți pregătește Domnul dacă o fi. Nu te pregăti tu înainte. Lasă facă Domnul înainte. Așa a rămas norul meu. Când a ajuns acolo, noi eram în biserică. Mulți frați, foarte mulți frați. Domnul i-a dus în ziua aceea pentru mângâiere. Aleluia. Și chiar am simțit mângâierea lui Hristos prin mâinile lor. Că eram singur acasă. Nu s-a oprit la mine, exact cum am spus fratele. Nimeni, tata, mama, soră, cumnată, nimeni. Dar frații din Domnul. I-a adus Dumnezeu să mă mângâie. Aleluia. Exact ca pe Maria, Domnul s-o binecuvânteze acolo unde este. Să le dea Dumnezeu sănătate la fiecare în parte. Și îl întreb pe soțul meu, măi, ce faci acolo? Ce? Domnul și mie de știre, ceva. Păi l-au băgat la analiză. Bine. După ce l-a scos de la analiză, pe la 10:30, zic, ce faci? Păi îl pregătește de opera. Aleluia! Fraților, surorilor mei dragi, și acum când îmi vine sunetul ăsta în urechi, tremur toată, am început să zber prin biserică și care pe care, frate, să mă îmbrățișează și să zbeară cu mine odată. Amin, aleluia, Doamne, pentru lucrarea care ai făcut-o, că de tine a fost îngăduită și nu de noi. Frați și surori, am stat nemâncată până la 5 și soacră mea îmi zice, mănâncă ceva, că nu mai, nu, stau așa până când a avut cuvântul acela, e gata, lovit să fie Domnul.
Pentru că așa lucrează Domnul, noi nu lucrăm. Noi nu suntem vrednici de îndurare și de puterea Lui. Aleluia! Încă mai avem ceva noi și încă nu ne punem nădejdea în Dumnezeu. O fi, nu o fi, cum a spus și Moise. Dar Domnul să ne dea putere. Amin. Să credem cu tărie că dacă Dumnezeu ți-a spus că așa va fi, așa va fi. Amin. Dar așteaptă făgăduința de Dumnezeu. Amin. Nu te grăbi să o iei înaintea lui Dumnezeu. Să spui nu că mă duc, că nu știu, poate că mor până dimineață și Domnul mă minte. Nu, Domnul nu minte, noi mințăm. Și l-a scos la 7 din operație, la 7 tamii. L-a scos până la 3, dar a stat acum până la 7, până s-a trezit. Când am auzit copilul nostru la terapie și acolo să vă oferești. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i dea putere. Amin. Fraților, ca o mamă, câtă răbdare am avut eu să stau acasă, lauda să laud pe Dumnezeu. Să am nădejde în Dumnezeu. Să stau lângă Dumnezeu. Că poate dacă mă duceam la spital, poate că nu aveam acele rugăciuni. Poate că nu aveam acea dispoziție. Poate că nu aveam acele întâmplări să stau să vorbesc cu Domnul. Am stat acasă și am cugetat la Domnul. Și Domnul mi-a dat răspuns. Iată că copilul tău a primit transplant de rănici. Și acel om care a primit transplant de rănic cu el, n-a fost reușit la operația. Și el a fost, pentru că a fost mâna lui Dumnezeu. M-am rugat, chiar m-am rugat pentru omul acela și plângeam. Când spunea mamă, a meu rănic funcționează, dar acel om nu funcționează. Asta, mamă, că ne rugăm și pentru el. Asta și el o săptămână. Ca Dumnezeu să-i dea drumul și la rânicul lui să funcționeze. Mi-a fost rău, foarte rău. Și mă ia drumul. De poate că el a așa fost voia lui Dumnezeu. Dar tu ești încredințat în mâna lui Dumnezeu. De asta, fraților, ne grăbim să ne ducem acasă. Că l-am lăsat doar cu fetele lui. Și el are toată nădejdea nevasta lui. Aleluia! Și nevasta lui este cum aici, ridică-te, Nora mea. Dumnezeu să o binecuvinteze. Ea e nevasta lui care a stat lângă el de a suferit, dar și lui laudat să fie Domnul. A lui să fie laudat. Pentru că o femeie, dacă are credință în Dumnezeu și nu-l preseamă pe bărbatul său, Dumnezeu îi dă biluință într-o zi. Aleluia. Pentru că Dumnezeu așa lucrează. Niciodată să nu spui lasă că a intrat cine a intrat în bărbatul meu, un necurat. Lasă că e nebun. Că nebunia aceea vine acasă și te face nebun și te omoară. Pentru că l-ai blestemat. Sau să blestem copilul tău. Să e satan, adică așa omul strălar. Să știi că deja ai programat pe satan. Acolo unde nu trebuia. Fraților, să avem răbdare. Eu am avut răbdare la o an de zile. Plângeam până când îmi dau pe inima cap, de trei ori făcea dializă copilul meu. Și când venea și când se ducea, eu aveam doar în plâns. Îmi spuneau fetele aceștia, norurile mele, până când ai să plângi? Până când? Când Dumnezeu mi-a dat rezultat. Și acum plâng de bucurie astăzi. I-am făcut fetii lui, du-te să-l aduci în biserică, să-l vadă frate. E biruitor. Aleluia. S-a dus și l-a îmbrăcat și l-a dus în biserică. Chiar a stat un sfert de oră. Și am spus, du-te acasă acum, că frații tăi te-au văzut în carne și oase. Aleluia. Pentru că numai la telefonul îl vedeau. Pentru că nu are voie să intre nimeni la el acolo în camera lui. Dar o persoană care este mascată, acolo cu puște, mâini pe picioare, pe tot. Și fraților, asta ne este graba. Nu că m-am grăbit să plec de aici, că crede-mă că aș face o noapte de veche aici, în seara aceasta. Dar pentru că Dumnezeu așa rânduie să mai ne luăm și după cei dragi, să fim la comanda lor, să fim la casele noastre de vreme, dacă nu va fi o zi de noapte de veche.
că va fi la noi, că va fi aici la voi, o să venim cu drag. Aleluia. Pentru că Dumnezeu așa spune, unitatea să nu piară din voi. Și să fiți uniți. În dragoste, în rugăciune și în puterea lui Dumnezeu. Aleluia. Domnul să vă binecuvânteze. Ca să am răbdare și cu mine să mă ascultați. Amin. Și să vă dea putere să nu treceți doar prin binele lui Dumnezeu. Amin.